terminat și clasa 1. Felicitări! Probabil că vă întrebați ce trebuie să cunoaștem la matematică la sfârșitul acestei clase. Foarte importante sunt operațiile de adunare și scădere a numerelor până la 100, fără trecere peste ordin, adică fără trecere peste 10, fără să ne împrumutăm la 10. Putem să facem aceste calcule, fie scrise numerele unul sub celălalt, fie sub forma liniară. Depinde de fiecare copil în parte. De asemenea, mai trebuie să fim în stare să ordonăm crescător și descrescător anumite numere date. Totuși, să nu fie mai mult de 8-9 numere. Le ordonăm crescător, așezându-le de la cel mai mic la cel mai mare. Descrescător de la cel mai mare la cel mai mic. Va trebui să știm să comparăm între ele două sau trei numere, fie prin subliniere a numărului mai mare sau mai mic, fie folosind acele semne specifice de mai mic, mai mare sau egal. De asemenea, trebuie să știm să corelăm termenii de cu atât mai mare și cu atât mai mic cu semnele de operație respective. Noi la clasa 1 nu am învățat decât despre adunare și scădere. Așadar, vom afla un număr mai mare decât alt număr folosind operația de adunare. Un număr mai mic decât un alt număr folosind operația de scădere. Dacă toate aceste lucruri sunt cunoscute, cu siguranță că sunteți pregătiți pentru clasa 2 și vă urăm succes!